Bună ziua, astăzi intrăm direct în pâine. Avem o nouă amnistie fiscală, de data asta legată de inspecțiile fiscale. A fost introdusă luni prin OUG 19 pe 2021, iar pe temă l-avem invitat pe consultantul fiscal Cornel Grama. Bună ziua, domnule Grama! Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Care este noutatea de fapt? Că practic din ce vedem acolo este vorba despre dobânzi, penalități și accesorii, dar acum practic sunt aferente deciziilor de impunere emise în urma inspecțiilor fiscale. Exact. Această prevedere introdusă prin ordonanța asta publicată în 29 martie, în Monitorul Oficial, ordonanța 19, exista și în ordonanța veche care prevedea acest lucru și la ce se referă. Dacă, cum era în ordonanța 69, ordonanța veche, era o inspecție fiscală în curs de derulare la data intrării în vigoare a acelei ordonanțe de urgență 69, care era în 14 mai, atunci acele accesorii, dobânzi, penalități instituite de organul de control ca urmare a inspecției fiscale, intrau și ele sub incidența amnistiei fiscale, deci ele puteau fi anulate dacă se îndeplineau anumite condiții. Acele condiții, în mare, s-au păstrat și acum în ordonanța aceasta. Și ce zice aici? Că dobânzile, penalitățile și toate accesoriile se anulează și ele dacă deciziile de impunere ca urmare a inspecției fiscale, inspecția fiscală este în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței astea din 29 martie sau ulterior acestei date, începute după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022. Această prevedere nu era în textul vechi, adică era doar pentru inspecțiile aflate în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență. Acum, la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență să fie inspecția fiscală, dar și mai târziu, dar până la 31 ianuarie 2022. Să iau un exemplu. Dacă vine o inspecție fiscală, acum suntem în aprilie 2021, vine o inspecție fiscală, să zicem, în septembrie 2021 și constată că pe parcursul anilor 2018-2019 sunt niște sume suplimentare stabilite, care, desigur, atrag după ele o serie de dobânzi, penalități și așa mai departe, sau penalități de nedeclarare. O să vedem și ce sunt alea. Acele penalități accesorii care sunt stabilite în decizia de impunere după finalizarea inspecției fiscale se pot anula și ele, pentru că îndeplinesc condiția că sunt aferente unor debite la 31 martie 2020. Deci, perioada pentru debite a rămas constantă, 31 martie 2020, perioada de intrare în starea de urgență, așa se justifică cei de la ANAF. Atunci, toate penalitățile, accesoriile rezultate în urma acelei decizii de impunere date de inspecția fiscală cu privire la debite suplimentare până la 31 martie 2020 se anulează dacă sunt îndeplinite o serie de condiții. Care sunt astea? Odată, acele penalități accesorii stabilite în decizia de impunere să fie achitate până la termenul prevăzut de articolul 156 alineatul 1 din Codul Procedură Fiscală. Ce înseamnă asta? Dacă data comunicării acelei decizii de impunere este în intervalul 1-15 din lună, da? Deci primim decizia de impunere, să zicem, în 10 septembrie 2021, dau un exemplu, atunci trebuie să achit ce mi-a constatat organul de inspecție fiscală în decizia de impunere cu privire la accesoriile, penalitățile pentru debite până la 31 martie 2020, până la data de 5 octombrie 2021. Deci ăla e termenul până când am perioada în care trebuie să achit acele accesorii. Dacă mi-a comunicat decizia de impunere inspecția fiscală în intervalul 16-31 din lună, da? Deci m-a comunicat undeva pe, să zicem, pe 30 septembrie 2021, am termen până la data 20 a lunii următoare, deci până în 20 octombrie să achit.
Asta e una din condiții. A doua condiție este ca cererea de anulare a accesorilor, că normal trebuie să fac cerere de anulare a accesorilor, să o depun până la 31 ianuarie 2022 sau în 90 de zile de la data deciziei de impunere de care mi-a venit, decizia de impunere mi se comunică după termenul de 31 ianuarie 2022. Deci am încă 90 de zile după 31 ianuarie 2022 dacă decizia mi se comunică după acea dată. Dacă zice aici ordonanța, dobânzile, proprietățile și toate accesoriile care pot fi anulate și au fost stinse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, deci dacă eu din proprie inițiativă am plătit cumva acele dobânzi, penalități și mai departe, așa, ele mi se vor restitui potrivit codului de procedură fiscală. Care sunt dobânzile, penalitățile care pot fi scutite? Dobânzile este cea stabilită de codul de procedură fiscală de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere din debitele restante la 31 martie 2020. Penalitatea de întârziere este 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. Deci cele două cumulate ar fi 0,03%. Asta n-ar fi chiar așa mari, dar pe lângă asta, într-o inspecție fiscală, organul de control poate stabili penalități de nedeclarare când se constată anumite sume că nu au fost declarate. Deci ei le constată, văd că pe declarațiile tale nu există acele sume, îți instituie o penalitate de nedeclarare care este foarte mare. Este 0,08% pe fiecare zi de întârziere. Deci astea sunt mari. Deci toate astea pot fi anulate dacă se îndeplinesc acele condiții. Și eu zic că e o chestie bună, că anterior inspecția fiscală, deci dacă avea inspecție fiscală numai în perioada când s-a dat ordonanța de urgență, puteai beneficia. Deci nu puteai beneficia nici dacă aveai ulterior o inspecție fiscală, nici anterior, nici acum anterior nu. Dar acum ai posibilitatea, dacă ai inspecție fiscală la 29 martie în derulare, indiferent când ea se finalizează, și începută ulterior după 29 martie 2021, dar nu mai mult de 31 ianuarie 2022. Deci, practic, anul ăsta încă suntem acoperiți de anumite inspecție fiscală care să constate sume suplimentare rezultând accesorii. Deci, se aplică și pentru persoanele fizice care au avut la fel nu inspecții fiscale? Că sunt anumite tipuri de persoane fizice care au... Poftim? Contribuabil. Orice contribuabil. Da. Nu face distinție ordonanța că sunt persoane juridice sau persoane fizice. Deci inclusiv persoane fizice neautorizate, persoane fizice da, simple. Da, simple, da? Care s-au trezit cu, na, că poate avea, nu știu... Exact, da. Pentru că sunt anumite persoane fizice care au fost controlate, nu au o formă de autorizare, dar totuși au avut inspecții fiscale pe tema unor activități economice nedeclarate. Da, da. Sau pentru verificarea situației personale acestora, cu averea, cu așa mai departe. Sub incidența acestei ordonanțe. Acum, e deci o veste bună, da. Da, un lucru de salutat. Vedem și cum o să se aplice. Deci mai trebuie să mai vină niște norme sau ceva de genul, nu? De la ANAF. Nu, teoretic e destul de clară treaba asta. Se merge prin OG69, pe procedura din OG69 sau... Exact, da. Primești decizia de impunere, vezi acolo dacă sunt accesorii aferente unor debite de la 31 martie 2020, da? Până la 31 martie 2020, le achiți pe alea până la 5 luni următoare sau 20 luni următoare, depinde când primești decizia de impunere, faci cererea până la 31 ianuarie 2022 și automat ți se vor anula acele accesorii. Sunt mari. Banca de apenitate de nedeclarare este 0,08%, de aproape de 4 ori față de cât e dobânda.
Da, uite, o veste surprinzătoare, practic, anul ăsta, acum. Da, mai întâlnim și vești bune, da, pe lângă altele. Deși în aceeași ordonanță mai este o chestie mai ciudățică aia cu facilitatea celor 1500 de lei, care acolo... Da, i-au pus pe copii în stand-by până la anul. Da. Până la anul, să vedem și la anul, dacă sunt cumva să trezi la fel cu o ordonanță de urgență la final de an și să o prelungească. Exact, anul o să fie încă un an și tot așa, da, da. Da. Nu, adică, da, nu știu de ce, că nu era mare lucru de făcut la ea, adică doar să mai zic că e posibil să beneficieze și angajații de la micro-întreprinderi, da, că erau discriminați. Nu, mare lucru nu era, și trebuie să facă procedura și gata, nu? Da, deci nu erau, și nu cred că impactul era așa de... Nu. Expertii, deci absolut toți experții cu care am discutat au făcut calculul și în niciun caz nu este 4,5 miliarde, este de fapt de 1,55 miliarde și ăsta, într-un caz extrem, de fapt, este sub, că s-a înțeles ca tot să beneficieze. Dacă tot ar fi cerut, da, 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 dar ceea ce nu era cazul. Păi sigur că nu era cazul, că na, acum nu toți părinții poate nu... Uh-huh. Nu toți părinții lucrau în firme cu impozit de profit. Da, da. Nici vorbă, că firmele cu impozit pe profit sunt chiar puține. Da, sunt puține, da. Deci chiar era un impact chiar mic. Dacă era și cei cu micro-întreprinderi și PFA-ul... Da, atunci da, era... Nici nu era, nici atunci nu erau 4,5 miliarde. Da, le-a plăcut să bage așa ca să poată să da, pună pe pauză. Dar întrebarea mea este... Am curiozitate legată de chestia asta. Practic, se aplică pe primele 3 luni de anul ăsta. Unii au dat, că am văzut în practică persoane care au spus că au dat, că am discutat cu contabil și dar am văzut că... Dar nu pe cele pe 3 luni. Că asta e din noiembrie. Da, da. Întrebarea este cum o să declare acum, că trebuie practic și ANAF să facă declarațiile fiscale, să le modifice ca să poată fi declarate astea, da. Că altfel nu știu cum da. Să facă antreprenorul, da. Că e complicat. Pentru 2020, nu știu cum, au modificat formularul de impozit pe profit, declarația austriacă. Este rubrică specială pentru asta. Unde zice alte sume, nu știu ce. Și dacă te uiți în ordinul respectiv cu declarația 101, la rândul respectiv, sunt exact astea, sumele pentru educația timpurie prevăzută. Deci au fost modificate, ok, că nu știam. Da, da. Și asta a avut termen 25 martie 2021, pentru anul 2020. Deci se cuprindea și trimestrul 4, noiembrie-decembrie, că atunci ai posibilitatea să dai banii ăștia. Ei, acum, pentru ianuarie, februarie, martie, declarația 100 va fi până în 25 aprilie. Deci, practic, o să trebuiască să apară acum o prevedere unde la sume deductibile undeva să adauge că aici se vor adauga și asta, pentru educația timpurie, că formularul are o coloană unde scrie sume deductibile din impozitul pe profit sau pe venit. Numai că în prezent acolo zice ce alte sume care se pot scădea, dar nu scrie și de astea cu educația timpurie. Deci, formularul e ok, doar să mai prevadă treaba asta, că la rândul ăla se adaugă și astea de la copii. Dar ceea ce privește declarația 112, că zice că se poate scădea și din impozitul pe salarii sau din decontul de TVA, nici vorba, că alea nici nu sunt modificate.